Nu pot să spun că în continuare nu există rețele de crimă organizată în partide. Ele există și tocmai de aceea candidez, pentru că vreau să dispară total și lumea, începând cu alegerile din 2016, da, măcar mă refer la Parlament, care apoi dă guvernul, să voteze altfel. Repet, trebuie să desființăm aceste rețele de crimă organizată din partide, pentru că ele fură din banii noștri. Vă referiți inclusiv la partidul din care ați plecat? La toate partidele politice, pentru că în toate există oameni care fură și oameni corupți. Deci pe toate trebuie să le destructurăm.